Silvicultorii pregătesc o nouă campanie de împădurire. O astfel de campanie urmează să aibă loc și în Sălaj. Colegul nostru, Adrian Lungu, ne aduce informații suplimentare despre acest subiect. Silvicultorii sălăjeni anunță că și în primăvara acestui an, în Sălaj, va fi inițiată o campanie de plantări de puieți din mai multe specii, astfel încât suprafețele împădurite să fie din ce în ce mai mari. Inclusiv primăriile din mai multe comune sălăjene au avut inițiativa încă de anul trecut de a identifica terenuri de stat sau chiar private care sunt degradate, pentru că tot ne plânge că avem probleme cu alunecările de teren, terenuri pe care să fie plantați cât mai mulți copaci.